Proiectul România Educată urmează să fie aprobat săptămâna viitoare în guvern prin memorandum, după finalizarea ultimelor consultări pe care președintele Klaus Iohannis le are în această săptămână cu societatea civilă și decidenții politici. Proiectul propune mai multe modificări în sistemul de educație, printre cele mai importante fiind posibilitatea liceelor de a introduce un examen de admitere care va fi susținut înaintea evaluării naționale, examen de bacalaureat unic bazat pe competențe minime, posibilitatea elevilor de a trece de la un liceu profesional la unul teoretic sau vocațional în baza unui examen. Pe scurt, despre structura sistemului de învățământ, care rămâne preponderent aceeași. Dezvoltăm educația timpurie, menținem clasa pregătitoare și gimnaziul de la clasa a 5-a la clasa a 8-a. Creștem autonomia școlilor, mai ales acolo unde există capacitatea administrativă necesară. Pentru restul școlilor vom susține noi forme de sprijin și alocarea de resurse dedicate creșterii calității actului educațional. Schimbări față de structura actuală apar la tranzițiile între etapele educaționale. Ne dorim o mai mare flexibilitate și o centrare a educației pe fiecare elev. Asta înseamnă inclusiv valorizarea acelor elemente de profil care individualizează și nu uniformizează. De aceea, deși evaluarea națională rămâne principalul instrument de certificare a competențelor la finalizarea gimnaziului și de repartizare în ciclul următor, am propus ca pe întregul parcurs al semestrului al doilea, unitățile de învățământ și elevii care doresc, subliniez, care doresc, indiferent de rută teoretică, vocațională sau profesională, să poată organiza, respectiv să susțină, un examen suplimentar de admitere. Acest lucru se întâmplă deja pe ruta profesională sau vocațională, fiind doar o extindere și către zona teoretică, oferind o autonomie suplimentară școlilor și încredere elevilor, care în tot acest proces vor avea o susținere reală prin activități consecvente de orientare și consiliere. Am propus o nouă structură a învățământului secundar superior, unde vor exista trei tipuri de licee, teoretic, vocațional și profesional, care vor conferi absolvenților, după 4 ani de studiu, acces la examenul de bacalaureat. Poate unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului România Educată este acela de a elimina barierele birocratice care limitau posibilitățile tinerilor de dezvoltare și de a întări dreptul fiecărui elev de a reveni în sistemul de educație și de a-și urma ambițiile atunci când acestea îi pot aduce un viitor mai bun. Așadar, pe scurt, eliminăm birocrația și dacă un elev este, de exemplu, la un liceu profesional și își dă seama că nu se regăsește acolo și vrea să facă trecerea la unul teoretic sau vocațional, va putea să se transfere în urma unor testări specifice la liceul dorit. Noul bacalaureat, deschis tuturor și bazat pe competențe, este o altă componentă importantă a României Educate. Îmi doresc un examen care să poată evalua corect capacitatea absolvenților de a se descurca în societate și în viață în general. Un absolvent de liceu, indiferent de profil, trebuie să poată înțelege problemele puse de schimbările climatice sau utilitatea vaccinurilor. Asta înseamnă să ne asigurăm că cetățenia activă nu rămâne doar un deziderat declarativ. În ceea ce privește funcționarea colegiilor terțiare non-universitare, care pot funcționa în universități,
dar nu au rang de studii universitare, vreau să fac câteva precizări pentru o înțelegere corectă. Această formă de învățământ care funcționează și astăzi nu se substituie învățământului universitar. Formarea profesională pentru a permite certificarea la nivel de tehnician este cerută de piața muncii și este deschisă tinerilor care nu au susținut sau nu au promovat examenul de bacalaureat sau adulților care doresc să avanseze profesional cu ajutorul unei pregătiri suplimentare de nivel 5 de calificare. Ea nu conferă acces în învățământul superior fără promovarea examenului de bacalaureat. Mai pe scurt, bacalaureatul rămâne obligatoriu pentru studiile universitare, adică pentru licență, masterat și doctorat, indiferent de domeniul de studiu. Pe lângă aceste câteva elemente cheie ale viziunii România Educată, proiectul include și o serie de ținte concrete, printre care scăderea ratei de părăsire timpurii a școlii până la un nivel de cel mult 10%, reducerea ratei de analfabetism funcțional la orizontul anului 2030 sau creșterea competențelor digitale de bază, atât în cazul profesorilor, cât și al elevilor. Cred cu tărie că o Românie puternică este o Românie educată și este nevoie de implicarea tuturor autorităților și forțelor politice pentru a garanta transpunerea în realitate a acestei viziuni în beneficiul fiecărui cetățean.